Copilul meu nu vrea să arate cu degetul. Ce să fac pentru că atunci când îl pun să arate cu degetul, se trântește pe jos, țipă sau mă mușcă? Dragi mămici, cea mai mare provocare pe care adultul o are cu un copil este atunci când acesta respinge ajutorul pe care adultul îl oferă și îl poate respinge, fie fugind de el, fie lovind, fie mușcând și așa mai departe. Ceea ce ai de făcut în acel moment în care copilul refuză să arate cu degețelul este să-l ajuți tu personal până în momentul în care el devine suficient de stăpân pe sine, astfel încât să reușească singur să arate cu propriul degețel. Deci nu faceți greșeala pe care o aud de la foarte multe mame care pun sticla cu apă în fața copilului și spun: până nu mi-arăți singur cu degetul, nu stau să bei. Aceasta este o greșeală care îl transformă pe copil în copilul acela care fuge de tine, care te lovește, care te mușcă, ce ulterior va ajunge să respingă total orice fel de contact pe care îl are cu tine și va apela la tine numai pentru niște nevoi bazale pe care oricum nu ți le va comunica așa cum trebuie, ci le va comunica fie lovindu-te, fie țipând, fie pur și simplu dându-ți obiectul respectiv. Deci încurajarea mea pentru mămicile care spun copilul nu vrea să arate este să învățați dumneavoastră metode și tehnici de cerere, de a-l învăța pe copil cum să ceară, să aveți foarte multă răbdare cu copilul și să fiți foarte consecvente. În momentul în care ați decis, gata, de azi încolo eu îmi învăț copilul să ceară arătând cu degetul ceea ce vrea, va trebui zi de zi, de minim, spun specialiștii, 400 de ori să-l ajutați pe copil să arate cu degețelul ceea ce vrea, chiar dacă la început îl veți ajuta 100%, adică efectiv veți lua degețelul lui și îl veți pune pe fiecare obiect pe care știți că el și-l dorește.